Cheile Butești, la marginea satului Butești, întâlnești un elefant ca din povești, doar că e din piatră și e puțin adormit. Da, una din atracțiile principale a raionului Glodeni, stânca elefantului, pe care astăzi noi am găsit-o, și afară e frumos, e bine, e soare, e un timp perfect pentru a găti ceva pentru voi, prieteni, și pentru... Și pentru că e o zi cu soare, am decis să aleg o rețetă simplă, proaspătă, numai bună de picnic. Vine primăvara și trebuie să fim pregătiți. Propun să-l salutăm pe elefant, să ne apropiem un pic, poate reușim să-l trezim. Iată că suntem în interiorul peșterii, de aici din interior nu poți să-ți dai seama, ești în gura elefantului sau în ochii lui sau în creierul lui. Adevărul este că această peșteră e o creație a naturii. Aici au găsit adăpostul de-a lungul anilor și animale sălbatice, dar și strămoșii noștri neandertalieni. Imaginați-vă, iată aici, cu siguranță era livingul, salonul. Unde ieșea omul pe din peșteră, așa, îndrepta, așa, și își făcea planul zilnic. Acolo era cu siguranță dormitorul. De-a lungul anilor aici, arheologii au găsit diferite oase, oseminte ale animalelor sălbatice, urs de peșteră, bizon, cerb, bregal și așa mai departe. Dar dacă vor săpa și mai bine, poate găsesc și acea comoară plină cu aur. Ne-ar prinde bine, nu? Și propun să mergem mai departe, să găsim un loc potrivit pentru a găti rețeta de astăzi. Unul așa, mai la dos, mai puțin vânt și poate, sper ca aroma grătarului de astăzi să-l trezească pe elefant. Locul perfect pentru a găti. În spatele meu este elefantul. Deocamdată doarme, dar așa bate vântul că mirosul și aroma grătarului se va îndrepta spre nările lui. Poate îl trezim. Prieteni, am pregătit pentru voi una din rețetele mele preferate de salată. Mai mărunt, Vlad. Nu, Vlad, așa nu. O clipă. Mai ales că mai am și un asistent care, știți cum e în ziua de azi, trebuie omul să-l cinstești și să-l hrănești, dar la capitolul ăsta rezolvăm noi cumva. Deci, doamnelor și domnilor, gătim salată din țelină și piept de pui grill. După cum vedeți, am aici piept de pui. Tulpini de țelină o găsiți în orice supermarket. Pe lângă toate vom adăuga iaurt grecesc sau pe care găsiți. Avem și maioneză, iar cel mai important, avem aici, prieteni, niște măghiran proaspăt, care va fi condimentul principal al salatei de astăzi. Eu zic să începem prepararea pentru a da o notă mai crocantă, nu știu, mai bogată. Voi folosi și porumbul dulce conservat. Vlad, tu ai cea mai grea sarcină, să tai cu bulețe țelina, dar des să arăt mai întâi, ca să nu tai ca din topor. Mulțumesc. Așa, ține, ne-ai trântit, așa, și tăiem mai întâi fâșii,
După care, cu bulețe. Vrei să tai oțel în aștu carnea? Ok. Ai înțeles ce trebuie să faci? Afară e caldă, e soare, e bine și lumea nu o să mai scrie în comentarii: ce mai beți, bieri? Iarna, care-i frig afară. Dar ce, iarna nu ți-i sete? Nii da. Așa, voi condimenta un pic pieptul de pui, după care îl punem direct pe grătar. Nu-i nimic complicat în a porționa un piept de pui. A venit timpul să condimentăm pieptul de pui. Desigur că vom adăuga sare. Am aici un mix de condimente care conține și usturoi, și coriandru, și un pic de paprika. Vom adăuga și un pic de ulei de măsline neapărat. Amestecăm! Tam, tararam, 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 tararadam, tararadam, tam, tam, tararam. Carnea este bine condimentată, o lăsăm la marinat. Un ultim condiment, adăugăm usturoiul strivit așa, direct în bol, și desigur suc de lămâie. Carnea este bine condimentată, bine marinată, țelina este tocată mărunt cu bulețe, atrageți atenție. Deci, acum punem pieptul de pui pe grătar. Vlad? Carnea pe grătar este aproape gata. Țelina este tocată, o adăugăm într-un bol. Așa, bravo Vlad, ai tăiat minunat. Vom adăuga neapărat și porumbul. Vai ce culoare! Galben, verde, vom adăuga iaurt. Vă îndemn la prepararea salatelor cu maioneză să diluați maioneza cu iaurt grecesc. Maioneza, frunzulițe, fragede de măghiran în toiul iernii. Doar la mine găsește așa ceva. Așteptăm să tocăm și carnea. Până scoate Vlad carnea de pe grătar, eu îmi voi ce bine arată. Da, Vlad, e timpul să scoatem carnea de pe foc. Ia să văd cum arată. Cred că nu trebuie să mai explic ce trebuie să faci. Pieptul de pui tăiat cu bulețe. V-ați convins că pieptul fript pe grătar poate fi ușor adăugat în salata de pui. Salata este aproape gata, Vlad o va amesteca așa ușor. Maioneză, iaurt, porumb, piept de pui fript la grătar, condimente, suc de lămâie și cel mai important, aroma de țelină crocantă și aromată. Între timp vom face niște crostini. Vom tăia câteva felii de baghet și le vom frige pe grătar. Stropim feliile de pâine cu ulei de măsline. Oh, da. Crostinii moldovenești pe alocuri coapte în exces. Vlad, eu mă tem de soacră, dar tu? Dar tu nici nu ai, de fapt, așa că ai apuc l'excervind. Corect. Acum vom adăuga salata. Asta da salată. Nu mai ai nevoie de frigărui, de cârnați, de nu știu ce. O salată ce are de toate. Mai ales când o aranjez pe crostini.
O salată simplă, dar totodată bogată în arome. Vă îndemn să preparați această salată acasă, cu ocazii speciale sau pur și simplu la o cină în familie. Piept de pui, țelină, iaurt, maioneză, porumb, ulei de măsline, condimente și bună dispoziție. Eu vă doresc poftă bună și vă reamintesc, mâncați sănătos, dar în primul rând gustos. Iar dacă gătiți în aer liber, nu uitați să lăsați locul curat, asigurați-vă de 2-3 ori că focul este stins și bucurați-vă de compania prietenilor alături de berea Chișinău. Vlad, mulțumesc pentru susținere. Prieteni, vă chem și pe voi. Să luăm masa. Poftă bună! I'm going all the way up.